Un pic și de... Că ce se întâmplă după dacă 22 schimbă... e o altă poveste. Bun. Totuși, asociația noastră se numește 21 decembrie. Cum rămâne cu morții de până în 22? Sunt lămurite crimele făcute până în 22 decembrie? Nu. Deci, la acest oră, pot să spun că un singur caz a fost lămurit cu un milițian care a împușcat un demonstrant în 21 decembrie, un dosar finalizat prin 1994, tot la presiunile făcute de Asociația 21 decembrie. În Sibiu cumva sau mă înșală memoria? Nu, la Sibiu... La Sibiu este alt dosar. La Sibiu pentru fiecare victimă a stabilit autor. Deci la Sibiu nu mai există morții probleme. Fără vinovare. Și pentru 21 și pentru 22. La fel la Cluj se stau stabilit autorii și pentru 21 și pentru... Dar au fost judecați și... Judecați și condamnați, mai puțin Sibiu, unde instanța, după ce a ținut dosarul vreo 6 ani, l-a restituit pentru că nu au fost lămurite niște aspecte tehnice, dacă vreți, legate de anumite victime. Că unul a fost rănit nu direct sau din ricoșeu, niște probleme de procedură. Dar care, cu morții din București? Cu morții din București, o parte din dosarele făcute de noi au clarificat pentru câteva victime, nu pentru toate. Cam pentru câte? Că nu au fost totuși atât de multe ca să nu știm o statistică, măcar și aproximativă. Păi, 52 în București, în 21. În 21 sunt 52 de victime. Pentru câte am aflat autorii? Păi autorii sunt cei care s-au aflat în dispozitivul de luptă organizat în piața universității. Ce erau? Armată, securitate? Erau armată, securitate, interne, cum era atunci, că erau împreună. Nu, erau împreună miliția și securitatea, nu și armata. Nu și armata. Deci, astea erau internele. Erau internele și armata. Deci au format dispozitive comune în piața universității. La 12 noaptea, când s-a ordonat spargerea baricadei și trecerea la represiune, toți care erau în aceste cordoane au atacat manifestanții care n-aveau arme, n-aveau nimic. De aici și o crimă oribilă, pentru că manifestanții, neavând arme, ne punând niciun fel de rezistență, ne prezentând pericol, a fost un masacru. Așadar, acest masacru s-a făcut de un colectiv de represiune, dacă vreți. Bun, da. Știm totuși. Știm cine a ordonat. Sergentul cu tare sau locotenentul cu tare sau majorul cu tare, senatorul. Avem identificați pe cei care erau în acest dispozitiv. Avem cine avea comanda, cine a ordonat. Și... Deci lucrurile... Ei n-au fost aduși în fața justiției, încă să înțeleg. Încă n-au fost aduși. Sunt parte.